Iar v-a supărat Dodon sau de-am Checu v-a ieșit în cale? Vă salut, domn Brega, eu la modul serios, dacă dumneavoastră o să fiți de acord să postați și să arătați ceea ce v-am trimis eu, solicit ca noi și în grup să discutăm acest limbaj vulgar, glamuros, cât al lui și Dodon și al lui Chicu. Dar Pentru vă că acest referiți la tip... care grup? De Facebook sau la Asociația Hyde Park? Eu aș veni cu propunerea și pe Facebook să vorbim, pentru că sunt foarte, foarte multe mame și foarte multe femei indignate de acest limbaj vulgar al lui și instigător la ura lui Dodon. Dar la ora, la adresa cui? Ce au zis ceva despre categorii vulnerabile sau ce au zis despre presă? Dar, de și, dar el face chiar, el Sau instigă despre la opoziție? el instigă la general la ură. Eu în atâtea mesaje video de-a lui văd că, și că mulți mă sună că dacă ceva, dar cum asta? Hai noi să vedem el, să ne spună concret cine îl sună și vrea prin asta și vrea să demonstreze. Și prin aroganța asta și prin spărietoarea asta veți fi taxați. Dar cum eu să nu fiu? Dar el este pornit dintr-un sat, este pornit de la un diriginte, este pornit dintr-o familie. Oare nu își pune el mari întrebări, face de rușine? Pe cât că face el un sat, o țară întreagă de rușine? Da, o școală face de rușine. Da, cum noi trebuie să ne temem, trebuie să stăm cu frica, cu gheața în spate, că Dodon ne amenință? Da, păi ai văzut că și pe Dodonă l-amenință unii. Nu era Vasea Buzdugan, l-amenința că-i taie capul cu toporașul, cu bărdița. Sunte și el săracul încolțit, amenințat. Bine că pe Vasea l-am putut bloca pe Facebook pentru că avea mesaje rasiste, periculoase, toxice. Dar sunt unii care îl urăsc, îl disprețuiesc pe Dodon și el simte în pericol, mai ales că acum și expiră mandatul și va trebui să ceară un nou mandat la alegeri. De ce omul vrea să pară dur, așa hotărât? Că moldovenii vor. Tot neamul ăsta de pe plai are nevoie de conducător din ăsta hotărât, cu mână de fier, de atâta îl idolatrizează pe Ștefan cel Mare, pe Vlad Țepeș, Petru cel Mare, pe Stalin unii îl consideră sfânt. Pentru că oamenii au nevoie ca cineva să-i ducă de căpăstru, să fie un baci, un baci, un cărmuitor, un Iisus, un mântuitor. Și Dodon vrea să facă ceea ce așteaptă oamenii, să ducă, să împrăștie târgoveții din templu și ce mai făcea Iisus Hristos, ca să pară interesant. Și de atâta el face așa o mutră serioasă și zice, aseară șurcele din voi. Dar de fapt nu e capabil să facă mare lucru săracul care și burtă și mintea îngustă și o grămadă dintre lacheii care îl slujesc sunt proști ca el. Păi, Dar e eu trebuia adevărat să... că ce incită el la dispreț la ură s-ar putea să se transforme în ura oamenilor care tot nu sunt foarte deștepți și s-ar putea să arunce cu pietre, cu buzdugane, cu cuțite. Poate n-a să ajungă la Dodon, dar o să distrugă clădirea președinției din nou sau o să bată pe cineva din rudele lui sau pe cineva din membrii lui de partid. Deci incitarea Deci asta la este... ură nu e bună și într-adevăr trebuie luat o atitudine. Dar nu știu dacă e de preocupare Asociației Hyde Park, de exemplu, să aibă grijă președintelui țării. Dar Opoziția ar trebui să se ocupe, opoziția politică, că și el e politician. ONG-urile au dreptul să facă așa lucru? Păi au dreptul, dacă e ceva chiar foarte grav ieșit din comun, dar altfel, cum spuneam, e mai degrabă de domeniul preocupărilor opoziției politice. A mai, Sandu, care e principala lui concurentă la alegerile prezidențiale, a lui Andrei Năstase, am văzut că ieri făcea un live, dar de la el, de la gard, nu știu cum, se rușinează Andrei Năstase și arăte casa, și arată numai gardul de 2 metri și cireșul care încă n-are roadă. Deci, na, iată, Renato Usată se războiește și el că vrea să ia locul lui Dodon. Lasă ei să lupte între ei politic și să ne băgăm și noi acolo pentru picioarele elefanților, că o să ne strivească.
Vai, dar dacă nu tac eu, tac și mă tapă altceva, cine a să facă, cine a să vorbească despre lucrurile acestea? V-am zis, el este pornit dintr-o școală, dintr-o familie. Dacă eu m-am adresat, am sunat-o pe mama lui și, apropo, nicio atitudine n-a solat, eu, mama mea mi-a turnat apă. Măi, dacă îți turna apă, mama ta trebuia să te speli și cu apa și ea, că el nu e spălat de toate răutățile. Ei, dar n-ai văzut că și Mike s-a întrominte cu el. Nu s-a risurcit ca departe de trunchi. Și Nu ne vreau să tună, ia dună. Mike s-a și vrei consilier local, de altfel ca și mata, dar ei din partea Partidului Socialist, mata ești independentă. Și Mike da, s-are o grămadă de pământuri și mata ei pământurile pământești și atât, nu? Două loturi. Dar ea am înțeles că are zeci de hectare, nu știu, din și bani au adunat. Și încă și l-a ajutat pe Igoraș să-și facă castelul acela de la Chișinău. Deci îți dai seama că la fel, asemănător. Și să faci apel la mama unui nesimțit ca Igor Dodon. E ca și cum ai vorbi cu pereții. dar cum totuși spuneți, eu sunt de acord cu ce îi spui matar. Noi, eu cred că trebuie să facem această discuție. Haideți seara să organizăm pe Facebook. Spot caz e 16 mai și e ziua ocupației Basarabiei în 1812 de către Imperiul Țarist. Și tare o să-l doară pe el să vorbim despre Rusia ocupantă, când el zice că Rusia ne ajută, e salvatoare, țară, soră și e o bună ocazie să vorbim în seara asta despre adevărata față a Rusiei, care până acum numai de câte ori ne-a ocupat și zicea că ne-a eliberat. Și atunci, în 1812, ei pretindeau că ne-a eliberat. Deci e bună ocazie să vorbim azi, mâine, să vorbim despre asta și să-l descântăm și pe Dodon. Am auzit că mâine este și protest la Chișinău. Nu știu cine și câți o să iasă, dar am auzit că și veteranii vor să protesteze și diaspora vrea să protesteze. Oamenii 2 luni au stat în casă și le-a venit pofta de protest. Dumneata ești departe la Burla cu Cahul, eu sunt departe în drumul taberei București. Putem doar virtual să facem discuții, să scărpinăm limba, să-l criticăm. Nu, vorba de scărpinat limba, nu. Eu Dar de cum? scărpinat. Dar cum? Dar ce putem să facem altceva? La concret să vorbim despre limbajul vulgar, instigător, incitator la ură lui Dodon. Ei bine, dintr-o parte tot asta o să pară, scărpinat limba. El tot o să zic cu dispreț și el și Chico o să zic, a, că sunt unii care aici mă condamnă și mă critică. Dar nu e adevărat. Și crezi că o să zic altceva? Eu v-am trimis dumneavoastră un screenshot la unele expresii de-a lui Chicu. Care-i prim-ministru? Păi, Votat de da. partidul lui Dodon. Și nu doar. Și de ce era celul Plahotniuc? Deci eu de atât v-am sunat acum, de atât, Da, pentru că acolo pe Chico am văzut că îl discânta societatea civilă, ONG-urile și presa, că acela chiar e alesul poporului. Na, bine, și Dodon e alesul poporului. Pe Chico măcar poți să-l dai afară, dar pe Dodon nu mai ai ce să-i faci. Acum și la sfârșit de mandat nu mai ai ce să-i faci, nici impeachment, poate doar să-l mai suspendi odată Curtea Constituțională, cum făcea pe timpul lui Plahotniuc. nu, eu vă zic, eu atât am citit săptămâna asta, atât care chiar săptămâna asta e culminantă, cu atâtea instigări, cu atâtea. Doamnă, vin alegerile. Deja e aproape cert că pe 1 noiembrie va fi primul tur de alegeri prezidențiale și toate partidele politice, toate mișcările și interesele politice s-au activat. Și de aceea va apare pe internet mai multă informație despre adversarul lor politic principal, Igor Dodon. Acum toți vor să ia locul, toți. V-am spus vreo câțiva dintre liderii opoziției. Eu singur ieri m-am uitat, Oleg, la președintele răspunde. Apropo, ia pe mine m-a blocat băietul. M-a blocat, eu Da, păi doar văd i-a dacă. scris ceva de rău, cred că nu l-ați înjurat, nu? Am comentat așa dur, cum preferi, adică Cu critici, da. comentat. Și lui, practic, nu-i place băietul. Da, cu Și i-ar plăcea. mesajele mele sunt marcate acolo, comentariu găsit. Apropo, la ce incită el? La ce incită dacă el nu este președintele meu? Dar de ce? Lumea scris, e exprimă, că eu nu m-am exprimat cu o jurie, apropo, nu m-am exprimat cu o jurie, n-am jurat, doar am vorbit în linii generale, în linii morale, posibil că dânsul asta îl mostră și posibil și pe mama lui el fi mostrat pe eu, dacă atunci am sunat-o și am vorbit, am încercat să aplanez cumva într-un fel. Nimic nu s-a aplanat, nimic nu s-a aplanat. Și eu acum mă gândesc până la ce el incită. De ce el așa tare? Dacă el este președintele meu,
Cum, să zicem, el este El președintele a zis că e al tuturor. tuturor, da, așa au zis. La ce ar trebui el să blocheze pe mine, pe altcineva? Fii deschis, vorbești, găsești un cuvânt, găsești toată modalitatea de a comunica, Mai dar ales că nu blocheze. stă pe internet din timpul plătit din banii noștri, din bani publici. Deci ar trebui Vă să dați fie seama, deschis pentru toată lumea. eu vreau ca să declar acest lucru public. Vreau să fac comentarii, să dau replică la acele comentarii care am găsit vreo câteva, nu chiar, nu sunt mult, nu sunt comentarii urâte la cei ce am postat eu despre convorbirea mea cu mama dumnealui. Dar acolo sunt și mai urâte comentarii. Pentru că lumea este indignată și el ce-o fi zicând? Stai la asta să-i cos gura. Deci v-au blocat pe pagina sau pe profilul lui pe Facebook, da? Pe profil pe Facebook, cred că eu nu sunt, nu-i fan, nu sunt fan al lui, dar nu-i vorba de fan, dar e vorba de pe el, cum el vorbește și cum el incită la ură. El are dirigintă, cred că nu, dirigintă lui cred că este încă în viață, cum și a mea este prima văstoare, este în viață. El are prima văstoare, el are dirigintă, Ei, el dar are ce o un să prim, fie obligat el are toată viața să stea mă de dirigintă și de prima învățătoare? poartă, o stimă și o respect, nu o stimă și o respect. Iam, dacă ai văzut că mama nu poate să-l influențeze pentru că e mai rea decât el, te-ai gândit să apelezi la învățători, da? Dar eu mă gândesc așa, cred că eu, cum așa, fiind într-o așa o funcție publică și el să-și permită, dar și asta riescă, și to Положена папу, diaconul ne Положена. Ce face el altcineva? Nu. Sau dacă lui, adică lui se permite sau, dar nu, eu nu am cuvinte pentru că numai minimă ne liniștește acest comportament al dumnealui o săptămână întreagă. De luni încoace au fost o amenințare, iarăși când am mai avut joi, tot așa amenințare, dar nu-i normal. Nu cred eu cineva dacă poate să-i expună în alt mod sau să mă înțeleagă, să înțeleagă emoțiile mele. Îmi pare că unele din spusele lui nu sunt nici legale, pentru că am auzit că Consiliul pentru Egalitate, sau natal știi că are un nume lung, Consiliul pentru Asigurarea Nediscriminării și a Egalității, nu știu cum se numește el, l-ar fi găsit vinovat că ar fi discriminat-o pe Maia Sandu spunând ceva despre ea și l-a obligat să-i aducă scuze și... Deci a constatat ilegalitatea spuselor lui. Consiliul pentru asigurarea egalității și eliminarea discriminării. Așa. La acel consiliu și eu m-am adresat și la acel consiliu și eu am avut câștig de cauză. Am avut câștig de cauză până la Curtea Supremă de Justiție. A fost menținută decizia Consiliului pentru asigurarea egalității și eliminarea discriminării. Dar aceasta a fost un caz cu un alt caz, cu cazul de la Cahul, șeful Da, cu un inspectorului. polițist, nu cu un politician. Briceag Iurie. Prin care el a fost amendat. Un șef al Inspectoratului de Poliție Cahul amendat. Deci, iată, sunt structuri de stat care nu sunt subordonate lui și care pot să-l pedepsească pentru vorbe de ură, pentru incitare. Avem dreptul să vorbim, Și să să-l cerem ca criticăm. De acord, atunci salut intenția dumneavoastră. O să discutăm asta și în Hyde Park, poate luăm o atitudine publică ca ONG, dar de seară discutăm ca persoane, ca indivizi, oricât de mulți în seara asta propun, eu știu, pe la 8-9 să discutăm. Să-l scărmânăm pe Igor Dodon. Și pe chicul lui și pe alții, da. Da, evident, pentru că ei se susțin unul pe altul a vorbi glamuros. Glamuros în ghilimele, adică disprețuitor la adresa opoziției, la adresa presiei, că glamuros parcă ar fi ceva de bine, nu? Dar el a zis, Chicu a zis glamuros despre femeia cei care de la Soroca, din spital, spunea că e Doamne ferește. Și el a zis, și cu live-ul acela glamuros. Am înțeles. Mulțumesc, doamnă, pentru apel și ne vedem dar de seară, pe la La ora 8-9, pe YouTube și pe Facebook. la 9. Dacă nu-i târziu la dumneavoastră, e bine ora 9. Eu cred că nu, atunci să mai termin treburile, da? Ok, da, că sunt unii că târziu acum și la țară aveți de lucru. Seară bună, la Sănătate. 9 de seară vorbim. Da, mulțumesc.